Ultima partidă din 2022 a programat duminică duelul fratricid dintre cele două echipe argeșene. FC Argeș și CS Mioveni au remizat în trivale, oaspeții reușind un gol la ultimele secvențe ale partidei marcat de Garuti. Alb-violeții au crezut că au rezolvat repede ecuația câștigătoarei în jocul cu ultima clasată. FC Argeș conducea după doar 20 de minute cu 2-0, în urma reușitelor semnate de Ișvan și Garita. Pentru oaspeți a redus din handicap Liviu Antal în minutul 58, pentru ca Guilherme Garuti să dea lovitura în minutul 90+2. Vădit nemulțumit de faptul că echipa sa a scăpat printre degete cele 3 puncte puse în joc, Constantin Schumacher a avut o concluzie specifică fotbaliștilor. Suntem proștii proștilor. În primul rând pot să spun că suntem proștii proștilor. Joci cu ultima clasată, ai 2-0, conduci jocul, ai număr de multe ocazii și le tratezi în așa fel. Păcat că unii dintre ei sunt jucători tineri care vor să aspire la echipa națională, să aspire la să plece în altă parte și păcat că nu se gândesc în primul rând la a putea să facă lucrul ăsta, trebuie să trateze altfel fazele. Dar nu sunt de vină doar unii jucători, în frunte cu noi. Noi suntem cei care suntem de vină și trebuie să ne gândim ce avem de făcut, pentru că este păcat ca după 2-0 minutul 18 să ai încă 3-4 ocazii, să poți să marchezi, să închizi jocul și să nu poți să faci lucrul ăsta, să iei gol în ultima fază. Indiferent ce s-ar fi întâmplat, avem jucători cu experiență în teren, acei jucători trebuia să se mobilizeze, să vorbească cu ei, să înțeleagă că e ultima fază de joc și trebuia tratat altfel. Nu putea, n-aveai voie să iei gol în ultima fază de joc, indiferent cu cine am fi jucat. Prima repriză putea să fie, cum am spus mai devreme, 4-0, dacă era 4-0 nu se supăra nimeni. A doua repriză, unii jucători au intrat pe vârfuri, au crezut că e meciul deja jucat. Le-am spus de la pauză că este 0-0, nu este 2-0, este 0-0, trebuie să tratăm meciul în continuare serios, concentrați-vă și fiți pregătiți până la ultimul fluier. De cealaltă parte, antrenorul Adrian Matei s-a arătat încântat de faptul că galbenverzii nu au cedat și au reușit să obțină un punct în secvențele de final ale partidei. Tehnicianul mioveniului își păstrează optimismul în ceea ce privește salvarea echipei de la retrogradare, dar așteaptă și ceva întăriri în această mini-vacanță de iarnă. Da, un meci frumos, chiar dacă a fost ultima etapă, o repriză în care nu am reușit să facem lucrurile pe care ni le-am propus în acea repriză, dar cred că a doua repriză a dat cumva mai mult rezultat către noi și datorită jocului pe care l-am prestat, și pe această cale vreau să mulțumesc în special jucătorilor pentru înțelegerea de care au dat dovadă, pentru atitudinea pe care au avut-o atât la antrenamente cât și astăzi. O a doua repriză care a arătat că nivelul lor este de Liga 1. Ceea ce mai rămâne de făcut este să meargă în vacanță, să revină înapoi sănătoși și să antreneze exact cum s-au antrenat în această săptămână. La sfârșitul anului 2022, FC Argeș este pe locul 11 cu 23 de puncte acumulate în 21 de partide, iar CS Mioveni rămâne ultima în clasament cu doar 9 puncte. Superliga se va relua după sărbătorile de iarnă în jurul datei de 21 ianuarie 2023.